Vă salut, dragi fermieri, Bayer Expert Forum 2021 Rapiță, o cultură foarte importantă pentru dumneavoastră, pentru fermierii României, o cultură care se anunță și trebuie să fie profitabilă. Suntem aici pentru a vă oferi toate soluțiile, pentru a vă răspunde la toate întrebările. Compania Bayer este alături de dumneavoastră. Un eveniment al companiei Bayer cu uh, agrointeligența BT Video Parteneri. Avem pentru început mesaj de la top management uh, Boalem Saidi. Directorul Diviziei Crop Science Bayer, România, Bulgaria și Republica Moldova. Anul începe cu perspective pozitive, avem ploi bune, culturile de pe camp arată foarte bine, iar prețurile marfurilor sunt la nivel ridicat. Toate condițiile de până acum sunt favorabile. Haideți să facem împreună 2021, un, un sezon de succes pentru Rapița. Sperăm în cei mai bine, dar ne pregătim pentru cei mai rău, pentru că noi credem că asta este ceea ce trebuie să facă un adevărat partener. Și acesta este modul în care noi am dezvoltat, am gândit și am dezvoltat programul nostru de asigurare care completează genetica de performanță, care completează programele de protecție a culturilor și vine în sprijinul fermierilor tocmai pe componenta aceasta de risc. Am început programul acesta în 2019 cu peste 420 de fermieri, iar anul trecut am ajuns la peste 1400 de fermieri care au fost asigurați împotriva nersăririi la cultura de rapiță în condiții de secetă. Ce concluzii putem trage despre atipicitățile anului 2020 și de ce a fost el atât de, cum să zic, de complicat? a fost complicat din punctul de vedere al evoluției condițiilor meteorologice și acest lucru trebuie să devină deja o experiență în ceea ce privește adaptarea tehnologiilor la mersul vremii. Pentru că de la an la an observăm fenomene meteorologice extreme care cu siguranță vor devenit tipare de vreme normală luând în considerare fenomenul încălzirii globale. Primele și primele lucruri pe care trebuie să le stabilim e cu ce ne confruntăm. Lipsa precipitațiilor în primul și în primul rând, gerul, temperaturile scăzute. Aici trebuie să ne gândim la genetica de calp și cum se grefează această genetică și selectarea geneticii pe toate aceste provocări și pentru a le depăși, nu neapărat a le depăși, dar a diminua orice fel de risc care poate să apară. Începem discuția legată de programul de protecție de la faptul că rapița este o plantă de cultură care are un ciclu de vegetație foarte lung. El are nevoie de peste 300 de zile pentru a ajunge la maturitate. O perioadă lungă în care ea e, planta este expusă atât atacului de boli, cât și diferiți dăunători specifici culturii de, de rapiță. Pentru prima perioadă de vegetație, în, în, toamnă, vorbim de prezența ca boli a manei, alternariei putregaiului negru și pitium. Pentru controlul acestor, acestor boli, Bayer are ca soluție produsul fungicidul scenic de tratament sămânță, care este o combinație de două substanțe active, este singurul fungicid sintetizat chimic care există în acest moment omologat în piața românească și în piața europeană. Vreau să, să vorbim un pic despre agricultura de precizie și platforma Climate FieldView. Cu toții ne dorim să folosim inputurile într-un mod eficient, inteligent și să avem un control foarte bun asupra lor. Platforma Platforma Climate FieldView este prezentă la nivel mondial și dacă ne raportăm la nivel uh, european, este folosită de către fermieri din 15 țări, cu o suprafață totală de peste 2,5 milioane de hectare. Platforma Filview vă poate sprijini pe parcursul întregului sezon de rapiță, dar nu numai. Și cum face acest lucru? Vorbeam de colectarea datelor. Filview transpune aceste date sub formă de hărți, pentru a fi uh, foarte ușor de înțeles și interpretat. Am fost... Plăcut impresionat chiar de la început de când am, de când am accesat platforma Silviu și în principal, ce mi-a plăcut foarte mult a fost faptul că este foarte intuitivă. Adică toată lumea din ferma a învățat foarte repede să o folosească. Suntem capabili să acoperim toate verigile importante pentru ca fermierul să. -i se implementeze, să instaleze o cultură sănătoasă, adaptată de rapiță. Sămânță, protecția plantelor de calitate, decizii de adaptare a strategiei tale luate pe baza datelor, cu ajutorul unei platforme digitale, cum este climate dar și siguranță mai mare în momentul în care decizi să investești, investești în cultura de rapiță. Trebuie să apelați la soluții tehnologice, atât în zona de genetică, cât și în zona de produse de protecție a plantelor, cât și în zona de suport informatic, iată pe care, deci la soluții de top, iată pe care compania Bayer vi le prezintă.